Walter Baer a venit pe lume în 1954 la Viena, în Austria, în același oraș în care locuiește și în prezent. Vorbește fluent germană, franceză și engleză și a debutat în politică intrând într-un sindicat studențesc în 1977. Echipa sa ne-a spus că îi place ciocolata la fel de mult cât îi plac și drepturile muncitorilor și a ales un citat dintr-un celebru cântec revoluționar portughez. Domnule Baer, cred că știți deja regulile, trebuie să ne asigurăm că folosim aceeași structură ca ceilalți. Aveți un minut acum pentru o declarație fără întrerupere, pentru alegătorii dumneavoastră. Eu vin dintr-o familie din Viena. Am trăit în condiții foarte modeste. Părinții mei au trebuit să facă sacrificii mari ca să mă trimită la liceu. Știu exact cum arată inegalitatea socială. Și vreau să schimb acest lucru. Știu că mulți dintre dumneavoastră au dificultăți pentru ca să plătească, de exemplu, și chiriile și că costul de trai e foarte ridicat pentru mulți. Asta este ceea ce face capitalismul. Asta este ce vrem noi să schimbăm. Noi vrem să nu fie mai importanți oamenii decât profitul și dacă votați pentru noi, asta este ceea ce putem oferi. Votați Stânga Europeană. Thank you very much, Mr. Baier. Mulțumesc foarte mult, domnule Baier, pentru acest discurs direct. Trecem acum la apărare, pentru că aveți o părere foarte puternică. Ați susținut o negociere între Ucraina și Rusia. Cum poți negocia cu cineva care bombardează o țară vecină? În primul rând, noi suntem pentru un încetare a focului. Vrem ca Uniunea Europeană să joace un rol politic pentru ca să găsească o soluție diplomatică. Nu văd soluție la conflictul care se întâmplă pe câmpul de bătaie. Dar credeți că Rusia e interesată de o soluție diplomatică? Trebuie să facem presiune pe Rusia, China trebuie să facă presiune. Asta este ceea ce se întâmplă. Uniunea Europeană face presiune, nu pe Rusia sau nu? Răspuns. Uniunea Europeană nu face niciun efort, după părerea mea, în medierea unei soluții politice, în încercarea găsirii unei soluții diplomatice. După 500.000 de decese, când se va termina acest masacru? Trebuie să punem capăt acestui război teribil pentru ca să creăm o Ucraina prosperă și sigură. Încă un comentariu important. Sunteți împotriva extinderii NATO, însă NATO a fost esențială pentru apărarea europeană imediat după al doilea război mondial, așa cum am spus și mai devreme. Aveți de gând să negați aderarea celor țări care doresc să intre în NATO? Fiecare țară, desigur, decide autonom. Da, Austria e o țară neutră și vrea să rămână o țară neutră. Eu cred că securitatea pe viitor nu poate să se bazeze pe aspecte militare, ci trebuie să se bazeze pe chestiuni colective care să poată să reducă amenințările la adresa Uniunii Europene. Ați respins și pactul pentru migrație și azil. Care este răspunsul dumneavoastră pentru țări precum Grecia, pe care i-am auzit, Italia, Spania? Bineînțeles că o repartizare echitabilă a veniturilor este importantă, dar și a migranților atunci când e vorba de migranți. Eu nu sunt pentru a încheia aceste practici, dar sunt unele state membre care nu vor să accepte migranți. Dacă le permitem să iasă, de exemplu, trebuie să fie printr-o soluție europeană, solidară. Adică, care poate să fie aceasta? Nu se poate să te scoți din această situație plătind. Asta este ce vreau să spun. Deci, dacă dumneavoastră sunteți pentru deschiderea porților către migranți, atunci care este poziția dumneavoastră? Este o chestiune umanitară, în primul rând, nu o chestiune de politică, de partid. Dar eu sunt pentru drepturile omului și pentru Convenția ONU pentru refugiați, care să ofere dreptul individual al fiecărei persoane care ajunge pe teritoriul european să solicite azil în mod legal și ca acest caz, fiecare caz, să fie analizat în parte, dar acesta nu e asigurat. Dintre toți candidații de astăzi, se pare că nu sunteți de acord. Poate dumneavoastră sunteți cel care este cel mai în dezacord. Sunt puncte la care sunteți de acord? În general sau pe migrație? În general. În general sunt de acord cu ideea
de transformare a economiei europene într-o economie ecologică. Sunt de acord și cu ideea de a cheltui bani pentru locuințe și pentru aspecte sociale. Sunt multe lucruri în comun, dar ce se întâmplă este că la ei de multe ori e o diferență între retorică și acțiuni.